Cetățenii din cartierul Progresul au semnalat echipei noastre faptul că în zona respectivă există un trotuar pe care se circulă cu dificultate. Trotuarul a fost construit în urmă cu mai mulți ani din dale de beton. În timp, dalele au lucrat rezultând de nivelări, iar acum deplasarea pe acest trotuar este una anevoioasă pentru toată lumea. Mămicile care își plimbă zilnic copii în cărucioare, persoanele cu dizabilități care trec pe acolo, cetățenii care merg spre și dinspre piața Ivancea, cu toții sunt nevoiți de multe ori să se deplaseze pe carosabil, în condițiile în care traficul rutier este îngreunat în zonă din cauza șanțului de canalizare de pe banda opusă, o problemă care a fost abordată pe pagina Problema de pe strada mea. Unii cetățeni au depus în mandatul trecut mai multe sesizări la primărie, însă, din păcate, sesizările nu numai că nu au fost soluționate, dar nici măcar nu s-a primit un răspuns vis-a-vis de problema semnalată. Prin intermediul nostru, cetățenii din zona cartierului Progresul solicită autorităților asfaltarea trotuarului denivelat cu rampe de acces la ambele capete. De asemenea, un răspuns legat de această problemă din partea autorităților locale din Curtea de Argeș, chiar aici, pe pagina noastră, ar fi mai mult decât binevenit.